Deci 169, da? Da. 121 plus 169. Plus 169. Și vine 1 și cu 9, 10. 3 și cu 6, 9. Și 290. Și acum, să se arate, să se arate că 290 la puterea 290 la puterea, ziceți voi o putere. 22. La puterea, nu, 22 nu se poate. Da, da, da. 99. Cât? 99. 99, da. Da. La puterea, da. Impar, da? La puterea 99 se scrie ca o sumă de pătrate perfecte, da? Da, și acum 290 egal cu 110 la 2. Corect. Aici mulțim cu 290 la 98. Cu 290 la 98, ambii membri. Da. Și vorbește tu, să o lăsăm pe ea, că ea mâine dă testul. Da? Să vedem ce cu zicul. Da. Echivalent cu... scriem 200 și dintr-o parte și în alta îl mulțim. Ambii membri, da? Da? Ai egalități. Scriem 290 la 1, ori 290 la 98. Da. Echivalent cu... Nu, păi egal. A, păi scrie egalitatea. Ai mulțit în stânga, da, și în dreapta. Dreapta. Da? Egal. Egal cu... Cu 290... la 99. Da. 290 la 99. Păi 98. A, 98. Nu, nu le adunăm. Deci la... Da. Nu ne înțelegi. Deci 290 la 98. Atenție, tu nu mai privești la asta. Păi da. Că ăsta e de așa, e ăsta, da, din stânga. Da, 290 la 98 pe lângă 11 la 2 plus 13 la 2. Exact. Echivalentul. 290 la 98. La cât vine? Acum, când zici echivalent, egalitatea o primești. Aha. Egalitatea este echivalentă, da? Deci, în membru stâng face 290 la cât? 99. Așa, egal. 99 egal cu... putem scrie pe 290 la 11, nu, înainte de asta la 98. Păi, la 90, da. Deci mulțește la 98. Deci 290 la 98 ori 11 la 2 plus 290 la 98 ori 13 la 2. Corect. Echivalent, adică egalitatea, da, aceea echivalentă și o mai schimb încă o dată, la capăt. Da. Membru stâng este 290 la cât? 290 la 98. La 99, mai Cristina, mai Păi Cristina, dar când zic echivalent, tu asta n-ai înțeles. Da. Când zic echivalent, adică egalitatea, asta o scriem din nou. Asta, da, o scriem din nou. 299 și când este egal, la 98. Nu, dar la echivalent. Da. Să scrie încă o dată egalitatea cu membru stâng și membru drept, Cristina. Am înțeles. Da? Da. De aceea, când e echivalent, începe de membru stâng egal membru drept, încă o dată. Deci 290 la 99. Egal. Egal cu 290 la 98. Hai să umblăm la 98, că am 2. Deci fac rost de 2. Îl împărțim la 2. Așa, pe 98 împărțit la 2. Da? 2 ori 49? Deci 290 ori... 290 la... Da, 290 la 2 ori 49. Da. Ori 49
ori 11 la 2. Așa, plus 290 la 2 ori 49 plus 13 ori 13 la 2. 13 la 2. Echivalentul, adică scriem încă o dată egalitatea. La 290 la 99. 290 la 99 ori 11 tot la 2. Pe 290 la 99 egal. Da. Tot nu. Nu știu ce să fac. Cristina, când zic echivalente, da, înseamnă că începem să scriem tot din, de la început. De la început. Adică membrul ăsta egal cu toată povestea asta. Da. Deci e echivalent cu 290 la cât? 290 la 99 egal cu 11. Egal cu? Egal cu 290 la 98. 290 la? La? 98. Deci 98. Păi de ce am scris 2 ori 49? A, 290 la 49. 49, totul la a doua, hai să înțelegi așa. Ori 11 la? Ori 11 la a doua plus 290, 290 la 49, totul la a doua. Plus ori 13. A, ori 13 la a doua. Echivalentul. Echivalentul. 290 la 9, la... acum facem 290 la 49. Cristina, tot n-ai înțeles. 290 la 99. Da, da. Păi nu facem mai întâi, dacă avem 290 la 49, tot la... Cum se fac ca să te convin? Deci, egalitatea. Uite, așa. 7 egal cu 3 plus 4. Și îmi zic echivalent. Da. Se scrie 7 egal cu 3 plus 4. Adică, egalitatea se scrie. Păi, dacă egalitatea se scrie, înseamnă că plecăm de la 290 la 99 egal. Așa. Da? 290 la 99 egal cu... cu. Și acum scriem partea dreaptă, să văd cine este. Egal cu? 11 la... Nu, egal cu... Faptul că și ăsta la a doua și ăsta la a doua... A, 290. 290 ori 11, totul la a doua. 290 la 49? Da. La 49 ori 11, totul la a doua. Da. Plus 290 la 49 ori 13, totul la a doua. Totul la a doua. Nu, nu mi-e clar că ai înțeles. Nu înțeleg, nu mi-e clar. Hai să mai vedem încă o dată, Cristina. Hai, fă un pic de efort. Da. Zi-o, Doamne ajută, așa. Doamne ajută. Da, da, cu toată credința, cu toată puterea. Doamne, Doamne ajută să înțelegem, da? Da. M-am povestit așa cum mi s-a întâmplat la o lecție, nu? Când eram tot așa în o clasă de a 10-a, foarte stresat, eu ridicasem tonul la ei. Ei se făcuseră mici, deși erau mari când eram în clasa a 10-a. Cum din înțelege? Ce se întâmplă aici? Nu știu ce, nu știu cum. Fă-ți atent, nu știu ce. N-ați învățat de urmă, aia n-a știut. Și eram atât de nervos. Așa? Și ei, gata, se stresaseră că... Ți-și vedea cum a scoat acuma. Și m-am înțeles, nu știu, asta m-am scoat. Dă doi, acum, dă nota doi. Așa, și se creează un conflict major în clasă. Și atunci mi-a venit în minte să zice tatăl nostru. Și a zis, măi, vă știți tatăl nostru? Și a zis, da, sus în picioare, tatăl nostru. Nu vă vine să credeți? Vă spun cu toată dragostea, așa, cu adevărat, eu trăiesc din nou în momentul acela. Și mi-a explicat, am zis tatăl nostru împreună. Și deodată eu am fost mult mai calm, ei mult mai atenți și au pornit lecția așa de frumos. Și de atunci, la orice oră mă duceam, la orice clasă, de-a 11, de-a 12, de-a 9, n-avea importanță, când intram în sală, așa, ei nu mă primeau cu bună ziua de un profesor sau știu. Se ridicau în picioare și ziceau tatăl nostru. Nu că doar asta e realitatea noastră. Deci, de fiecare dată, la ora 2, 3, când rugeam, n-avea importanță, când aveam matematica în program, eu intram pe sală și pe ușă, ei în picioare și ziceau tatăl nostru. De ce am amintit acum să zic?
Doamne ajută să înțelegem, da? Gata. Uite. Uha. Și să zicem asta. Deci, când ți se dă să arăți că un număr... Iată, deci când avem, de exemplu, 290 la 99, se scrie ca două sume de pătrate perfecte. Ca o sumă de două pătrate. Ca o sumă de două pătrate perfecte. Scriem pe 290, îl scriem ca două sume de două pătrate perfecte. Avem suma 11 la 2 plus 13 la 2, înmulțim în ambele părți cu 290 la 98 pentru că scădem unul avem deja. Da. Scădem, ne dă numărul par 98 sau orice număr. Da. Îl echivalent cu 290 la 1, ori 290 la 98, ne dă 290 la 98, nu ne uităm la 1 deloc. Da. Apoi le dăm într-un distributivitatea, 11 la 2 plus 13 la 2 în paranteză, echivalent cu 290 la 99, ce reluăm... Așa, egalitatea de la capăt. Da. Și scriem 290 la 98, ori 11 la 2. Păi da, cât este acolo? 11 la 2 plus 290 la 98, ori 13 la 2. 13 la 2, echivalent cu 290 la 99, iar de la început. Sigur că da. După ce... Da, doamne, minunea. Mi s-a părut o glumă, dar nu a fost o glumă, când v-a spus. După aceea împărțim 98 la 2, ca să vedem cât ne dă, ne-a dat 49, scriem 290 la 49, ori 11 la 2, plus 290 la 49, ori 13 la 2. Ca să facem, ca să fim convinși că am făcut și am înțeles bine, da, eu am simțit foarte tare chestia asta pentru că m-am calmat deodată, că eram și eu nervos, m-ați văzut, nu? Da, parcă trăiază momentul. Da. Așa, retrăia momentul acela și deodată m-am revenit acum, așa că mai facem un model și asta îl faci fără greșeală. Da, da. Fără greșeală. Nimeni n-ajută. Da. Nici eu, nici tu, și numai. Auzi, Ștefania, noi știm ce ne dictează ea. Și dacă dacă îți trăznăi, îți trăznăi. Trecem mai departe. Stai. Hai să luăm, tot așa, două pătrate perfecte, să compunem un exercițiu. Da. Să spunem, 3 la a doua plus 11 la a doua. 9 plus 121. Fac 130. Să se arate, cum pune acum? Să se arate că, spune. Se arate că 130 la puterea 31. Da. 31. Se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Deci se poate scrie, da. Ca o sumă de două pătrate perfecte. Așa. Și scriem 130 egal cu 3 la a doua plus 11 la a doua. Da. La a doua. Bară, înmulțim într-o parte și în la ambii membri cu 130 la 30, echivalent cu 130 la întâia, ori 130 la 130 egal cu 130 la 30. Pe lângă, înmulțit cu paranteză rotundă, 3 la a doua plus 11 la a doua, echivalent cu 130 la 31, egal cu 130 la 30, ori 3 la a doua, plus 130 la 30, ori 11 la a doua. Ori 11 la a doua, scris? Da. Da. Echivalent cu 130 la 31, egal cu 130 și acum împărțim în 30 la 2, ne dă 15. Sigur, da. 130 la
puterea 15 ori 3 la a doua. Păi 15 ori 2. A, ori 15 ori... Păi 30 ori 15 ori 2. 15 ori 2 înmulțit cu 3 la a doua. Da. Plus 130 la puterea 15 înmulțit cu 2 la exponent, așa, ori 11 la a doua. Echivalent cu 130 la 31 ori egal cu 130 la 9 la la puterea 15 130 la puterea 15, totul la a doua. Da. Ori 3 la a doua. Bun. 3 la a doua plus 130 la puterea 15, totul la a doua, ori 11 la a doua. Echivalent cu 130 la 31 scris? Aha. Egal cu 130 în paranteză ori 3 tot. Nu, 130 la 15. Ah, la 15, 130 la 15 ori 3, totul la a doua, plus în paranteză 130 la puterea 15 ori 11, totul la a doua. Și gata, ești, da? Te-am ajutat. Da. Da, un pic acolo, dar foarte puțin. Dar de acum să-ți fie limpede. Da. Deci pașii sunt aceștia. Tu trebuie să ajungi la a doua și la a doua. Trebuie să ajungi și ăsta la a doua și ăsta la a doua ca să poți să scrii totul la a doua, da? Cred că am înțeles exercițiul ăsta, am făcut câteva. Da. Acum puteți acasă să vă jucați, să vă puneți voi exerciții. Și vă duci la școală și spune, măi, ia că încearcă tu suma asta de pătrate perfecte. Okay. Ia s-a terminat. Ați înțeles? Este un exercițiu foarte dur. Dar dacă ziceți trei pătrate perfecte, o sumă de trei pătrate perfecte. Sau cuburi perfecte. Sau cuburi perfecte. Deci puteți face voi exerciții. Și la cuburi este la fel, nu? Sigur, că le apreci la numele acelea, cu două cuburi le aduni, sau trei cuburi le aduni, îți dă un număr și până deci la o putere, atenție, să fie multiplul de trei. Să se împartă la 3 acolo. Da. Știți? Că aici noi împărțim la cât? La 2. La 2. Atunci se împartă la 3 ăla. Da. Bună ori 30 se împarte la 3. Că tu ai nevoie să fie aici să fie la 3. Da. Ca să fie cu ăsta la 3 și atunci să fie totul la 3. Da? Da. Deci, e mai... Totdeauna trebuie să fiți atenți. Dacă zici sumă de 2 ori, trebuie fi la a doua. Da. Două pătrate perfecte, deci clar. Așa trebuie să facem. Pentru sumă de trei pătrate perfecte. Pentru cum se face cu sumă de trei pătrate perfecte. Să pleacă așa. Așa este posibil să-mi dea la lucrare? Ce? Cu trei? Nu, mă cu două? Da. Asta e exercițiu greu. Deci ăsta așa. Divizibilitate. Deci ăsta este un exercițiu greu. Dar el are o operație cu puteri mai mult aici. Mai puțin cu divizibilitate. Arată și ceva de divizibilitate și 30 ori, ca să scrii 2 ori, 15. Da? Hai să vedem și altul, ca să nu mai întinde vorba, ca să mai facem ceva. Dacă am întins cu exercițiul ăsta, că am vrut, m-am încăpățânat să cred, că trebuie să înțelegi, nu se poate. Da? Ca să fie acest model. Și mai am două exerciții, trei exerciții, cu cel mai greu. Acele mai greu ți-l mi-l dai, da? Da. Care crezi tu că se ridică probleme. Te rog, da, deci, determinați în fiecare caz toate numerele naturale formate de forma A, B, B, A. Numerele naturale N egal cu A, B. Nu N, de forma. Păi da. De forma A, B, B, A. Da. Cu bara deasupra, care sunt amic, divizibile cu 2. Deci 1. Divizibile. Divizibile cu 2 și A plus B egal cu 13. Și?
A plus B egal cu 13. Venim. Hai să terminăm pe ăsta, că este un punct ăsta. Da. Să ne ducem. Când un număr se împarte la 2? Când ultima cifră ne separă. De exemplu, da. 0, 2, 4, 6... Are voie să fie 0? Fiind și prima? Nu. Nu. Deci A aparține mulțimii valorilor de la 2 început. 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8. 8. Și vedem. A egal cu 2. Mergem cu cazul ăsta. Cu 2. A egal cu 2. Mai avem condiția că A plus B dedesubt A plus B trebuie să facă cât? A plus 13. B, 13. Și înlocuim pe A2 aici, echivalent cu a spune că 2 plus B egal cu 13. Da? Da? 2 plus B, că noi avem condiția aceea, da, și condiția. Da. Și de aici cât B? B-ul este cât? B-ul e egal cu 11. 11. Fals. E cifră. Da. B-ul nu are voie să fie mai mult din 9. Da. Deci așa, varianta asta, cazul ăsta nu furnizează nimic. Mergem A egal cu 4. Și avem condiția A plus B egal cu 13. Ceea ce ar însemna, locuim pe A cu 4 și vine 4 plus... Vorbește, Cristina. 4 plus B egal cu 13. B egal cu 9. B egal cu 9. Și atunci numărul N este. Este. N1 este. A-ul cât este? 4. B-ul este 9. 9. 4. 4. 4.994. Și am găsit o primă variantă. Apoi, ăsta e bun, deci, acest număr. Deci A-ul este adevărat. Deci cu A4 ne se este adevărat, da. Pentru A egal acum 6. Cu 6. A egal cu 6. A plus B egal cu 13. Și înlocuim pe A cu 6. 6 plus B egal cu 13. B egal cu 13 minus 6, 7. Egal cu 7, 7, da? Da. Atunci, N2. Este 7, 9, 9, 7. 7, 9, dar de ce 9? Pe A-ul cât este? A-ul este 6. 6? De ce mi-ai dat 7? Ma nu. Păi forma, uite măi, asta e forma. Da. A, B, B, A. 6, 9, 9, 6. Dar de ce 9? Cât e B-ul? A, 6, 7, 7. Nu e 7. Da? Da. Deci e 6, 7, 7, 6. Asta ar fi soluția. Mergem mai departe. Alt caz. A egal cu 8. A egal cu 8. A plus B egal cu 13. 8 plus B egal cu 13. B egal cu 5. N3 egal cu 8, 5, 5, 8. 8, 5, 5, 8. 8. Sigur că da. Al treia număr. Și atât. Da. Atât mai da. Dar nu. Da. 2, 4, 6 și 8. Asta a fost punctul A. Da. Punctul B. Divizibile cu 5. Divizibile cu 5 și A plus B 12. 12. Păi ca să fie divizibil cu 5, ce șanse are să fie A-ul? 0 sau 5. De fapt, nu, 5. Mai 5 rămâne, că da, A-ul e și la început. Da. Deci, deci 5. Deci A-ul aparține mulțimii 0 sau 5 și cum A diferit de 0, că e prima cifră, rămâne că din aici A doar varianta 5. A egal cu 5. Și atunci mai avem că suma A plus B. A egal cu 5. A plus B egal cu 12. 5 plus B egal cu 12. B egal cu 7. Da. Și numărul care deci este atunci? Deci 1 da. Egal cu 5, 7, 7, 5. Mai are o variantă A-ul? Nu, atât. Punctul B, un singur număr A-ul. Da.
Determinați, mai sunt doar 20. Te rog. Deci, determinați numerele naturale nenule ABC. A, B, C cu bară de asupra, nu? Da, nu, A, B, C normal, A, virgulă, B, virgulă, C. A, așa, trei numere, A, virgulă, B, virgulă, C. Știind că A plus 2B că plus 3C A plus 2B plus 3C egal cu 58. Da. A egal, A este număr prim. A egal cu număr prim. A, număr prim. Iar ce este divizibil cu 10? Ce se divide la 10, da? Ce se divide la 10? Bun. Ce înseamnă că ce se divide la 10? Că e un număr, se împarte la 10. Poți să-mi dai exemplu din număr ca să... Ce variante poți să fie? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80... Deci rezultă că C-ul este egal cu 10 ori un număr. 10 ori M. 10, nu tot M. 10 ori X. X, X. 10 ori X. Faptul că se împarte de 10 ori X. Unde X este 1, 2, 3, da? Ce înseamnă că ai prim? Dă-ți-mi exemplu de numere prime. 2 este singurul număr prim par. 2 e singurul număr prim par, da. Alte exemple numere prime. 4. 4 e prim. Are divizori. Are divizori. Asta cred eu atunci încă e. Păi, hai să vedem. Ca să nu aibă niciun divizor. Da. Decât pe unul și pe el însuși. Ar fi 7. 7. 5, 7. 5. Numerele impare. Nu chiar. 9 până are. 9, da. Are divizori. Da. 11, 13, 17. Sunt numere prime, da? Da. Deci numerele prime sunt așa. 2. Am spus mai devreme. 1, parcă? Da, 1, 2. 2, 5, 7, 11, 13. 19. 19, da. 20. 1, nu, 22. 22 se împarte la 2. Da, da, da. 23. Așa. 26. 26. Mă, nu se împarte și 27 se. 29. 29. Așa. Bun. 29, corect. 29 și ce mai departe. Vreau să... 27 sunt parte la 3, da? Da. Cristina, cât poate să fie C-ul? C-ul poate să fie 10, 20, nu? Da. Dar dacă C-ul ar fi 20, 3 ori 20, cât face? 50. 60. Îl depășește pe 58. Poate să fie 10. Atât. Atât. Da? Asta n-am înțeles. Da? Da? Deci C-ul trebuie să fie maxim 10. Trebuie să fie maxim 10. Deci de aici rezultă că C-ul este 10. Și acum înlocuim. Ce devine relația când C-ul e 10? Vine A plus 2B. A plus 2B plus 10. Plus 30. A plus 30, da, egal 30 cu 58. De ce 30? Pentru că 3 ori 10. Da, 3 ori 10. Așa. Și deci rezultă că numai A plus 2B. A plus 2B face 58 minus 30, 28. Așa vin, nu? 58 da. Minus 30, 28. Da, 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 28. Și... Mă dăm mai 28. 28, sigur. Da? 28. Iar despre A spune că este număr prim. Păi numerele... 2B, ce fel de număr este tot timpul? 2 ori B. Număr par. Par. Și un număr de care și cu ăsta se fac tot par? Par și cu cine? Tot par. Da, tot par. 4. Deci, nu. Dar să fie și prim. Par și prim. Mai 2. A, 2, da. Da, că e singur număr par prim. Deci 2 plus... Deci, de aici rezultă, scrim așa, rezultă că A egal cu 28 minus 2B. Așa vine. 28 minus 2B. Deci A egal cu... Putem scoate un 2 în factor comun. Da. Vine 2 pe lângă 14 minus B. Și
Și iată-l că aia este par. E doi ori ceva. Și cum A este egal I prim, care e numărul A? Prim par. A prim par, da? A prim par înseamnă A egal cu 2. Deci A egal cu 2. Și acum dacă locuim pe A cu 2, vine 2 egal cu 2 pe lângă 14 minus B. Da? Împărțim prin 2 și va da B-ul cât? B-ul egal cu 7. Nu. 14 minus B egal cu 1. Uite, putem să locuim și aici, Cristina. Aici locuim cu 2. Da. Și vine 2 plus 2B, 2B, egal cu 28. Adică 2B egal cu 28 minus 2, 6. De unde B egal cu 13. Deci B-ul e 13. A-ul este 2. Așa. A-ul e 2 și C-ul este 10. Și cu asta am rezolvat problema. Mai ai vreunul? Și mai am... Unu ai spus mai. Două. Ia să vedem care este acela. Determinați numărul natural n pentru care 2n plus 2 este divizor al lui 20. 2n plus 2 este divizor al lui 20. E divizor al lui 20. Da? Adică 3. E divizor. 3. El, nu, e divizor. El divide pe 20, așa. Dacă este divizor. Dacă e divizor, înseamnă că e mai mic decât 20, da? Dar prin 2 putem împărți totuși, ca și cum ar spune că n plus 1, el divide pe 10. Care sunt divizorii lui 10? 1, 2, 5, 6, 10. Și 10, da. Divizorii lui 10, da? Deci n plus 1 aparține mulțimii, cum am zis, 1, 2, 2 5 și 10. Și luăm pe rând. N plus 1 egal cu 1. N plus 1. Înseamnă n egal cu 0. N plus 1 egal cu 2. N plus 2 nu egal cu 1. Da. N plus 1. N plus 1 egal cu 5. Înseamnă nu egal cu 4. N plus 1. Nu egal cu 10, nu egal cu 9. Nu egal cu 9. Și cu asta am terminat aici, da? Da. Hai să vedem, să facem sinteza repede, ca să nu uităm. Da. Sinteza. Orei. Ce am făcut? Pătrate perfecte. Am vorbit și de cuburi, ce? Cuburi. Perfect. Apoi, doi. Divizibilitate. Criteriul de divizibilitate, da? Divizibilitate. Divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Dacă voi vă uitați pe filmulețele care le-am făcut. Cine s-a uitat pe filmulețe? Eu. Da? Vă uitați, da? Păi, toată discuția asta. E chiar o bucurie să vă revedeți, nu? Discuția care am purtat-o aici. Da? Vă uitați de fiecare dată și nu uitați să dați like și share. Da. Da? Like și share. Este important ca să sprijinim proiectul. La revedere, dragilor! Ați schimbat camera atunci? Da, am schimbat. Și am și...